Poate că sunt doar nostalgic sau poate am îmbătrânit puțin, dar îmi place să cred totuși că rămân un observator destul de fidel și de onest al realității în care trăim. Și constat cu oarecare tristețe că sunt deja câteva valori din lumea veche pe cale de dispariție și nu cred că asta este tocmai bine. De exemplu, ora de caligrafie din școli nu mai există. Era un proces neurolingvistic care se baza pe un concept latin foarte bine definit în antichitate, scripta manet, adică ceea ce este scris rămâne. Și totuși, scrisul acesta de mână, odată ce a fost înlocuit cu tastatura inteligentă a smartphone-ului sau al calculatorului, ne predispune la mai multă superficialitate și la o mai puțină înmagazinare de informații, ceea ce probabil convine de minune sistemului, întrucât el nu ne vrea deștepți, ci doar ușor manipulabil. Am mai constatat, și vedem ce se întâmplă în Franța, că vârsta de pensionare a crescut, ceea ce înseamnă că direct de pe drumul de la serviciu putem continua pe drumul către cimitir. Astfel, guvernele vor economisi foarte mulți bani alocați pensiilor. Dar ce vârstă frumoasă și totuși, cu îngăduința lui Dumnezeu, când îmbătrânim, aveam și noi dreptul, după ce am muncit atât amar de vreme, să mai copilărim puțin. În Occidentul pe care l-am râvnit atât de mult înainte de 1989, pensionarii își începeau o nouă viață pe la 65-66 de ani, iar cu banii acumulați din pensii puteau călători, puteau să se reîntovărășească, să facă o partidă de bridge, să își organizeze împreună excursii în Țara Sfântă, în Egipt sau în alte locuri exotice. Noi, din păcate, nu vom mai apuca toate lucrurile acestea, pentru că dacă speranța de viață este în scădere, iar vârsta de pensionare în creștere, nu trebuie să fii vreun inginer sistemic ca să înțelegi cui prodest, adică tot sistemului. Și încă ceva, destul de turburător, dispare încet încet, dar sigur, conceptul de intimitate. Păi cu o rețea Big Brother atât de bine montată în marile orașe și în micile comunități, nimeni nu mai poate fi cu adevărat singur. Cineva ne supraveghează toate mișcările.